Miercuri 2 martie au loc ultimele două meciuri din cadrul etapei a 21-a Ligii Naționale de Handbal Feminin. În primul dintre acestea, echipa HCM Roman va întâlni pe teren propriu campioana sezonului anterior, CSM București. Meciul se va disputa de la ora 18 și va fi transmis în direct de postul Digisport 2. Arbitrii desemnați pentru această partidă sunt Claudiu Gorina și Florin Melencu din Dolj, iar observator federal va fi Marian Brumaru din Vrancea. Deși vine după o serie de 4 victorii consecutive, echipa Romașcana, antrenată de Florentin Pera și Viorel Lazar, are o misiune dificilă împotriva campioanei CSM București, în fața căreia a pierdut la scor în tur cu 19-30. În sezonul trecut, HCM Roman a pierdut de două ori cu scorurile de 20-23 în deplasare și 21-22 pe teren propriu. Calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, CSM București are o linie perfectă de clasament în campionat în acest moment, locul întâi cu 20 de victorii din 20 de partide. Etapa viitoare, HCM Roman va evolua în deplasare, unde va întâlni vicecampioana HCM Baia Mare.